Iar în cele ce urmează, țin să vă aduc la cunoștință că în perioada 9-10 aprilie, în parcul Alunelul, Asociația Micilor Producători de Vinuri, în parteneriat cu proiectul USAID, Agricultura Performantă în Moldova, Federația Națională a Fermierilor, Pretura Sectorului Buiucani, vor organiza un eveniment dedicat producătorilor locali. Mici producători de vinuri, producători de cașcavaluri, fructe uscate, miere și ciocolată. Un târg gastronomic cu vinuri mari de la crame mici. Despre scopul acestui târg, cine vor participa la eveniment, discutăm cu Nicolae Olărașu, proprietarul Cramei Mingir, membru al Asociației Micilor Producători de Vinuri, pe care îl salut cu mare drag, vă zic bună seara și bine ați venit, ați revenit la Tăzaur TV! Bună seara, bine v-am regăsit! Îmi pare bine că vă avem aici, pentru că urmează dumneavoastră să ne oferiți mai multe detalii referitor la târgul care se va desfășura în perioada 9-10 aprilie. Dar spuneți-mi, vă rog, ora de început și de sfârșit. Asta n-am menționat. Vă așteptăm cu începere de la orele 8 de dimineață. Evident, toți producătorii vom fi aliniați și, și pregătiți cu vinuri alese pentru consumatori aleși. Vă așteptăm până seara, până la ultimul consumator interesat de târgul nostru. Așa. Va fi un târg gastronomic cu vinuri a 23 de mici producători, membrii Asociației Micilor Producători de Vinuri, Dionisos, împreună sau asortat cu cașcavaluri, fructe uscate, miere și alte mici delicii de la micii noștri producători. Care este scopul acestui târg? Este un eveniment de promovare a micilor producători de vinuri. Este un eveniment de culturalizare a consumului responsabil de vin și a consumului de calitate, a vinului de calitate, a vinului îmbuteliat, și de a face cunoștință și de a interacționa nemijlocit cu consumatorul și de a recepționa un feedback constructiv de la consumator și de a vedea ce așteaptă dacă micii noștri producători au satisfăcut așteptările consumatorilor și să demonstrăm și să reconfirmăm că anul 2021 a fost un vin cu vinuri albe și roșii excepționale. Da, mi-a plăcut cum ați spus dumneavoastră de calitate. Calitate, dragi prăte, nu cantitate, nici într-un caz cantitate, exact. Nu vorbim despre cantitate. Ați spus dumneavoastră că vor fi 23 de producători de vin și alți producători de cașcavaluri, nuci, fructe uscate. Fiind producătorii de vinuri, pe cine ați menționat dumneavoastră? Este greu să-i enumer pe toți, dacă evident vom fi și noi cu Crama Mingir alături. Haideți să vorbim despre Crama Mingir, dar... Este o afacere de familie care a luat nașterea grație proiectului USAID. Așa. Cu susținerea acestui proiect, inclusiv a agriculturii performante, prin care am dotat tehnologic Crama, am beneficiat de mentorat de la experții autohtoni și am produs 4 tipuri de vin cu care venim în fața consumatorilor. Și acum sunt curioasă, unde e al patrulea? Al patrulea încă își așteaptă eticheta să fie aplicată. Am înțeles. Este un vin Sauvignon, o primă încercare de a produce Sauvignon, un vin excepțional care a fost, pe care l-am recunoscut în competiția cu care a fost organizată de UNVV și ne bucurăm că a prezentat rezultate excepționale, gusturi fine și note specifice acestui soi deosebit. Ce înseamnă mic producător? Ca să înțelegem. Un mic producător ar fi un producător care produce până la 100.000 litri și are de la un hectar până la 20 hectare plantație în gestiune sau în proprietate. Deja care depășesc această cantitate de producere, deja este un producător mare. De regulă, micii producători sunt cumva pe cont propriu, nu? Nu sunt pe cont propriu, pentru că avem o asociație în spate care a luat naștere cu mult, abia încă în 2010. Evident, această asociație a demonstrat eficiența și a avut un impact major asupra modernizării viziunii statului asupra micilor producători de vinuri.
susținuți, evident, de proiectul USAID, prin care a fost modernizat sectorul vitivinicol și prin care, datorită inclusiv a micilor producători, deja exportăm în 16 destinații străine. Extraordinar! Evenimente de acest gen sau târguri de acest gen nu sunt la prima ediție. Știu că și anterior s-au obișnuit sau se practicau organizarea astfel de târguri. Vreau să vorbim despre cât de mulțumiți rămân producătorii sau cei care vin la aceste târguri. Evident că târgul este un moment unic atunci când contactezi cu consumatorul, pentru că plasez produsul tău la raft și atunci aștept să fie cumpărat. Iar oarecum uneori decizia consumatorului este luată și datorită unui marketing agresiv. Iar în cazul târgurilor, măestria producătorului este manifestată în fața consumatorului atunci când îl convingi cu aromele din pahar, cu gustul excepțional, cu istoria din spatele unei crame și a unei etichete și, evident, cu teroarul care este manifestat în fiecare simț al fiecărui picături. Organizarea acestor genuri de evenimente poate fi considerat cumva o rampă de lansare, de promovare, de valorificare a turismului vitivinicol și în rândul producătorilor mici? Cu siguranță că da, pentru că micii producători au ocazia în primă fază să se manifeste, să se lanseze cu produsul său, ca ulterior să fie cunoscut și să-și promoveze inclusiv facilitățile turistice care le deține la cramă. Foarte mulți producători, mici producători, deja dețin facilități turistice de cazare, de alimentare, trasee turistice care au fost organizate cu ajutorul Antrim. Evident, acestea facilitează ca consumatorii sau turiștii poposiți la cramă să aibă parte de experiențe unice. Am vorbit anterior, chiar de la bun început, despre scopul acestui târg, dar vreau să vă întreb care este și scopul Asociației Micilor Producători de Vinuri. Scopul Asociației s-a născut din dorința de a facilita accesul sau formarea noilor mici producători, pentru că anterior erau unele condiții, putem spune chiar draconice, pentru că se impuneau anumite spații exagerat de mari, pe care nu doar ca depozit trebuia să le deții, dar micii producători nici ca suprafață de producere sau suprafață pentru fluxul tehnologic nu deține așa suprafață. Și evident atunci nu puteai să obții o licență, trebuia să deții un laborator propriu, trebuia să deții o anumit minim cerințe de utilaj tehnologic și atunci este dificil. Iar noi ca mici producători inclusiv beneficiem de utilaj, spre exemplu, spre închiriere, care este la îndotarea asociației și atunci îl utilizăm la necesitate, ceea ce ne ajută să utilizăm utilaj profesionist pentru a produce și respecta tehnologia de producere a vinurilor. Asociația are circa 60 de membri. Exact. Vreau să-mi spuneți dacă colaborați, aveți proiecte în comun, dezvoltați proiecte în comun. Asociația este o platformă inclusiv de formare antreprenorială, pentru că nu doar ne ajutăm cu utilaj, dar și ne formăm ca specialiști și ca viitori manageri în domeniul turismului, în domeniul tehnologiei vinului, în domeniul calității. Este o colaborare continuă și fructuoasă. Cu asociația, evident, susținem toate acțiunile, mulțumim conducerii președintelui administratorului pentru efortul depus și, evident, mulțumim oportunității de a ne uni toți, micii, sau parte din micii producători de vinuri îmbuteliat la acest târg gastronomic care va avea loc pe 19 aprilie curent. De la plantarea, cultivarea viței de vie până la vinificație și la comercializarea propriului vin. Cât de greu este acest parcurs și dacă e greu să te menții pe piață? Nu este greu, pentru că noi, micii producători, suntem motivați de entuziasm. Dacă nu am avea un hobby plăcut, un entuziasm de a produce vin
de calitate, enunț, pentru că aceasta ar fi filiera pe care trebuie să o menținem mereu, pentru că noi nu producem în cantități enorme, dar cantități mici, prin care încercăm consumatorul să-l educăm cu gusturi alese, atunci, evident, este mai ușor. Da, au fost careva provocări anul 2020, secetă, 2021, ploi prea multe și nu am reușit cu tratamentele fitosanitare. Dar, spre surprinderea noastră și spre satisfacția noastră, 2020-2021 au fost ani cu roadă excepțională. Și asta vă bucură pe voi și ne bucură și pe noi. Nu putem rămâne reci la tot ce se întâmplă, pentru că cumva trăim într-o verigă și suntem interconectați între noi. Dacă ați zis că nu e greu acest parcurs, să-mi spuneți dacă e greu sau nu să dezvolți o afacere competitivă de la zero. Cum e acest parcurs? Este un pic dificil, pentru că urmează să parcurge anumite etape, dar nouă, micilor producători, membrii Asociației Micilor Producători, ne-a fost mai facil, pentru că am beneficiat în mare parte toți de coaching privind din partea proiectului USAID, inclusiv agriculturii performante, prin care am fost ghidați prin respectarea anumitor tehnologii, prin verificarea calității probelor măsurate. Și atunci am reușit să producem vinuri excepționale, așa cum enunțasem anterior, sub ghidajul nemijlocit a mentorilor susținuți din partea proiectului USAID. Ce credeți că ar trebui să mai fie implementat sau ce credeți că ar trebui să facem astfel încât efortul, dar și roadele muncii depuse de producătorii, zi de zi, an de an, să fie valorificate, apreciate la noi acasă și nu doar? Probabil, momentan, va trebui să ne focusăm pe depășirea crizei care este în țara vecină și asupra impedimentelor care s-au bătut asupra producătorilor autohtoni. Evident că se vor manifesta și asupra costurilor produsului finit, pentru că avem un cost ridicat la combustibili, avem costuri ridicate la materie primă cu privire la carton, sticlă. Vom avea surprize acum în primăvară cu tratamentul fitosanitar și atunci va fi mai dificil să venim cu un preț competitiv, cu un preț mic, așa cum am obișnuit noi consumatorii, să venim în fața lor. Va trebui să ne adaptăm noilor condiții și să facem față, dar trebuie să păstrăm calitatea. Am înțeles. Iarăși vreau să revin la Crama Minger. În ce captivați? Crama Minger, așa cum am spus, este o mică afacere de familie plasată sau amplasată pe colinile din proximitatea râului Prut, cu un teroar excepțional. Crama Minger vine cu o noutate în fața consumatorilor. Deținem singura plantație din care facem vin hibernal, un soi german aclimatizat în Republica Moldova. Practic doar noi producem vin, mai există o altă vinărie mare care produce alt tip de băutură din hibernal, dar vin din hibernal doar Crama Minger, și prin care îndemnăm consumatorii să vină la târg, să deguste, oferim cu mare drag de a avea o experiență unică și de a se întoarce acasă cu măcar o sticlă din acest soi de vin hibernal. Unde se poate găsi vinul? Momentan vom găsi doar la târg, dar urmează în scurt timp să îl avem și în vinotecile din țară și în magazinele specializate de comercializare a vinurilor. Cât de greu sau ușor este să ajungi pe rafturile magazinelor? Este un pic dificil, pentru că, evident, atunci când ești prea mic, ai costuri mai mari în gestionarea afacerii.
pentru că este ușor pentru companiile mari când certifică cantități enorme, sunt aceleași costuri. Traseul sau livrarea produselor spre aceeași destinație, la același magazin, să livrezi 10-50 de sticle sau în comparație să livrezi 1000 de sticle, evident că sunt crescute costurile și atunci este dificil, dar nu ne descurajează. V-am înțeles. Suntem în preajma sărbătorilor pascale. Tocmai din acest considerent vreau să ne recomandați un vin care ar trebui să fie de nelipsit de pe masa de sărbătoare. Ce ne recomandați? De exemplu, la friptura de iepuraș sau de miel? La o friptură de iepuraș de miel este o carne fragedă, ușoară. Ar fi un vin alb. Iar atunci când friptura de miel este un pic mai consistentă, evident recomandăm un vin Cabernet Sauvignon, un vin roșu sec sau un vin Merlot care se asociază perfect. Cu carnea de iepure, evident, avem plăcerea să asociem cu vinul alb sau vinul Cabernet Sauvignon roze. V-am înțeles. Dumneavoastră, ce vin preferați? Spre surprinderea noastră, până acum era unicul preferat hibernal, dar acum în preferințele mele este și Merlot. Soția iubește nespus de mult Cabernet Sauvignon Rosé. Și atunci încercăm să facem parte de asta. Și cât de des se servește vin la dumneavoastră în familie? La fiecare masă câte un pahar de vin pentru digestie, pentru alintarea papilelor gustative și pentru cultura noastră enologică. Da, există în Moldova această cultură? Ea a fost dezvoltată cu succes în ultimii ani. Da, consumatorii noștri au devenit mai elevați în consumul vinului. Știu să aleagă, știu să deosebească. Deja nu mai este acea paradigmă că vinul de casă, vinul de la țărani este cel mai bun și cel mai sănătos, pentru că cu toții știm că în orice vin sunt sulfiți și în mod natural și atunci nu există un motiv în plus de a spune că din cauza sulfiților doare capul. Nu, doare capul, poate să doare capul din cauza consumului responsabil, poate să doare capul din cauza zahărului rezidual care rămâne în vin nefermentat până la final, în vinul țărănesc, și din alte motive mai puțin ortodoxe. V-am înțeles. Dacă sunt printre cei care își doresc să vadă cum se produce vinul la Crama Mingir, avem această posibilitate sau nu? Evident că vom organiza la sfârșit sau atunci în perioada de recoltare a strugurilor, vom organiza asemenea experiențe vitivinicole, pentru că noi suntem deschiși să arătăm consumatorului cum se culege, pentru că un mic producător de vin, el este prezent de la înmugurire până la, cu sticla în mână, până la, în fața consumatorului. Și atunci micii producători sunt deschiși să demonstreze consumatorilor că noi culegem în lădițe speciale pentru a nu oxida strugurii. Nu sunt culese în acele remorci și păstrate o zi întreagă în fața soarelui. Strugurii sunt prerăciți. Fluxul tehnologic este strict consultat și urmărit de micul vinificator. Și evident, noi suntem deschiși să demonstrăm că minunile se produc sub ochii consumatorilor. Iar în acest sens, eu v-aș sugera să nu uitați de echipa noastră, noi fiind cei care ne plac cumva aventurile, ne place să descoperim lucruri noi și de ce nu, am venit și noi la Crama Mingir. Vă invităm cu mare drag să elaborăm un nou concept și evident să filmați, să demonstrați consumatorilor această trasabilitate a strugurilor din plantație în sticlă. Haideți încă o dată să le amintim celor de acasă unde, când și la ce oră se va desfășura târgul. Sâmbătă și duminică, în data de 9 și 10 aprilie, în Parcul Alunelu. Vă așteptăm cu mare drag la târgul enogastronomic, un târg excepțional cu participarea a 23 de mici producători, cu vinuri deosebite pe care nu toate le puteți găsi la raft.
și cu posibilitatea de a degusta și a face o alegere corectă în cunoștință de cauză. Domnule Olărașu, eu vă mulțumesc mult pentru prezență, vă mulțumesc mult pentru aceste informații utile și până la noi revederi, pentru că ne revedem. Și ne revedem la târg. Neapărat. Iar pe voi, dragilor, vă îndemn, evident, să faceți o vizită la târg, pentru că se va desfășura în două zile de weekend, sâmbătă și duminică. Dacă nu reușiți sâmbătă, mergeți duminică sau, dacă nu, invers, astfel încât să faceți și voi cunoștință cu micii producători și să faceți rost de produse direct de la producător.